Bun găsit, dragi prieteni! Înainte de a începe un nou episod, doresc să vă mulțumesc vouă celor care mă urmăriți pentru cele 232 de milioane de minute pe care le-am petrecut împreună pe acest canal de când am început această minunată muncă. Vreau să vă mulțumesc tuturor românilor care mă urmăriți. Este adevărat, mulți din România, dar deloc puțini din restul lumii. Le mulțumesc românilor din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Franța, Statele Unite ale Americii, Austria, Republica Moldova, Belgia, Canada, țările de jos, Irlanda, Danemarca, Suedia, Cehia, Grecia, Norvegia, Cipru, Israel, Portugalia, Elveția, Ungaria, Australia, Finlanda, Slovacia, Serbia, Rusia, Turcia, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Polonia, Luxemburg, Mexic, Islanda, Croația și chiar Costa Rica. Și multe alte țări, dar pentru că timpul nu îmi permite, le mulțumesc românilor din alte 18 țări, chiar dacă sunt într-un număr mult mai mic. Dragi prieteni, acestea fiind spuse, pentru astăzi am pregătit pentru voi următorul documentar. Baze extraterestre pe Lună. Apollo 11 a fost numele primei misiuni în care omul a pășit pe suprafața satelitului natural al Pământului, Luna. A fost și în același timp cea de-a cincea misiune cu echipaj uman din programul Apollo, gestionat de NASA, și a treia care a plasat oamenii pe orbita lunară. Lansată pe data de 16 iulie 1969, misiunea a fost condusă de Neil Aden Armstrong, care l-a avut pe Michael Collins, pilot al modulului de comandă, și pe Edwin Eugene Aldrin Jr., zis Buzz, comandantul modulului lunar. Pe data de 22 iulie, Armstrong și Aldrin au devenit primii oameni care au pășit vreodată pe Lună, în timp ce Collins orbita deasupra lor. Astfel, misiunea a îndeplinit visul președintelui american John F. Kennedy, acela de a trimite un om pe Lună până la sfârșitul decadei anilor 60, vis etalat într-un discurs ținut înaintea unei întruniri a Congresului pe 25 mai 1961. Inițial, scepticii, dar și criticii misiunilor Apollo au afirmat că totul a fost un trucaj ordinar, realizat în studiourile de film. Asta pentru a justifica deturnarea unor mari sume de bani din bugetul federal. Alții, mai puțini și cărora li s-a închis gura urgent, au considerat că misiunea Apollo 11 ar fi ajuns pe Lună, dar filmul cu ce s-a petrecut acolo era ținut secret, publicului servindu-i se un fals, astfel ascunzându-se adevăruri cutremurătoare. De pildă, o eventuală întâlnire cu extratereștri, descoperirea unor baze secrete și altele. O serie de fotografii de pe Lună au fost interzise. Există în patrimoniul NASA, dar și în colecțiile particulare, un volum impresionant de fotografii din timpul misiunilor Apollo, în general, și din misiunea Apollo 11 în special. La un moment dat, Biblioteca Congresului a realizat o expoziție cu fotografiile misiunilor Apollo, dar în câteva zile, unele dintre fotografii au fost retrase. Însă imaginea lor a rămas pe filmele și fotografiile reporterilor făcute în ziua vernisajului. Atât NASA, cât și guvernul american au negat existența unor fotografii interzise, asta pentru început. Apoi, atunci când nu au mai avut loc de întors, au recunoscut existența respectivelor imagini, dar au afirmat că au fost retrase pe motiv de trucare.
dar cine să le fi trucat? Ce se poate vedea pe unele fotografii? La o privire atentă, câteva dintre fotografii relevă niște adevăruri tulburătoare, care nu pot fi negate și nici ignorate. Așa cum am mai spus, NASA fie a eliminat mai târziu unele fotografii din cele care au fost expuse, fie le-a păstrat, dar la o rezoluție mult mai slabă, astfel încât detaliile să nu mai poată fi observate. Acesta a fost și cazul unei fotografii ce surprinde o bază extraterestră pe Lună, lângă craterul Bessel, la nord de zona numită Marea Serenitatis. Și tot NASA a scăpat către media, recte publicul larg, unele fotografii ce au fost postate după ce au fost făcute de astronauții trimiși în spațiu, care arată cu claritate nave extraterestre în zbor, așa zisele OZN-uri. Savantul Franklin Roach a afirmat că după ce a analizat cu atenție fotografiile și filmările pe această temă, care i-au fost puse la dispoziție, și-a prezentat concluziile în cartea sa Studiu științific asupra obiectelor zburătoare neidentificate. Și este convins că atunci când s-au aflat pe orbită, astronauții au realizat observații detaliate, clare și precise ale unor nave extraterestre în spațiu. Conform obiceiului, întâi NASA a negat toate acestea, explicând că de fapt aparițiile respective nu erau decât niște resturi și fragmente care pluteau prin spațiu. Dar această puerilă explicație a fost în mod repetat exclusă de către numeroși experți ce au studiat probele. Dar nu numai Apollo 11 s-ar fi întâlnit cu extratereștri. Se pare că și alte nave au avut întâlniri de gradul 3. De exemplu, se poate menționa relatarea echipajului misiunii STS-48 al navetei spațiale Discovery, care pe 15 septembrie 1991 a raportat că a văzut o străfulgerare de lumină, iar apoi mai multe obiecte zburătoare neidentificate, roind, evident, controlat în jurul navetei lor. NASA a explicat din nou că acele obiecte erau particule de gheață. În timpul misiunii STS-75, astronauții de pe naveta Columbia au fost martorii a sute de OZN-uri care au zburat în jurul navetei lor. Ei au fotografiat și au filmat acel eveniment în detaliu. Incidentul a fost clasificat de NASA la categoria necunoscut și secret, iar filmările respective nu au fost niciodată prezentate până acum pentru a fi studiate. Există și o filmare realizată de pilotul Daniel Araya, ce se deplasa deasupra statului Costa Rica pe 23 ianuarie 2013, filmare care arată zborul evident al unui OZN pe sub avionul respectiv. Daniel Araya era un pilot cu peste 500 de ore de zbor la activ, deci calificat, și a realizat filmarea respectivă cu ajutorul telefonului său mobil. Înregistrarea a fost analizată de astronomul și ufologul José Villalobos. Acesta a estimat că respectivul avea un diametru între 7 și 10 metri, iar viteza de deplasare era de aproximativ 3600 de km pe oră, adică de 7 ori mai mare decât viteza avionului din care a fost făcută filmarea respectivă. O explicație ar fi că extratereștrii voiau să ne cunoască. Această declarație aparține lui Edgar Mitchell, astronaut veteran al NASA, care a făcut parte din echipajul misiunii Apollo 14 și al șaselea om care a pășit pe Lună. Edgar Mitchell
consideră că extratereștrii au jucat un rol important în împiedicarea unui război nuclear între Statele Unite și Uniunea Sovietică la începutul războiului rece. Potrivit acestuia, extratereștrii ne-ar fi vizitat planeta, dar și celebra rampă de lansare White Sands Proving Ground, acolo unde a fost detonată prima bombă nucleară din lume, deșertul New Mexico, 1945. Astronautul a declarat că extratereștrii au dorit să cunoască capacitățile militare ale americanilor, dar și ale rușilor. Ne-au împiedicat să pornim războiul și ne-au ajutat să instalăm pacea pe pământ, a declarat Edgar Mitchell, citat de ziarul The Mirror. Tot el a susținut că extratereștrii ar fi somat guvernele marilor puteri să înceteze orice conflict, fiindcă ei, alienii, nu se vor mai întoarce pe Terra atâta timp cât sunt războaie. Ei vor veni și ne vor dărui tehnologia lor numai dacă pe întreg globul pământesc este pace și bună înțelegere, a mai spus Edgar Mitchell. Ce susțin savanții ruși? În anul 1970, oamenii de știință ruși, Mihail Vashin și Alexander Shcherbakov, au argumentat că Luna se află pe o orbită greșită și că densitatea sa este una stranie. La suprafață este foarte mare, iar la interior extrem de mică. Ei au tras concluzia că Luna este goală la interior și este posibil să fie creația unei civilizații extraterestre. Mai mult, în interiorul ei s-ar putea afla baze secrete și chiar extraterestri. Oamenii de știință ruși au susținut că învelișul de piatră al Lunii nu este natural și că ar fi fost prelucrat de către extraterestri tocmai pentru a ne deruta și a ne face pe noi, pământenii, să credem că Luna este un satelit natural. Ei aduc și o dovadă prin explicarea impactului asteroizilor pe Lună. Astfel, deoarece impactul asteroizilor pe Lună produce cratere convexe, când în mod natural, pe alte corpuri cerești, craterele sunt de fapt concave, este logic să crezi într-un impact al asteroizilor cu o suprafață nenaturală, ci una tehnologică. Savanților ruși li s-au adăugat mai mulți ufologi din întreaga lume care sunt de părere că Luna este un fel de bază extraterestră, în care OZN-urile intră pentru a se alimenta. Și nu de puține ori s-au observat numeroase OZN-uri care dădeau târcoale Lunii, pentru ca mai apoi să dispară fără urmă. V-ați întrebat vreodată de ce omul nu a mai pus niciodată piciorul pe Lună? La această întrebare, specialiștii NASA susțin că Luna este neinteresantă și din acest motiv nu au mai existat misiuni în ultimii 30 de ani, misiuni care erau costisitoare și neproductive. Unii ufologi cred și sunt convinși că extratereștrii le-au interzis oamenilor să mai pună piciorul pe Lună și că de fapt acesta ar fi motivul sistării explorării Lunii. Și vin în ajutorul acestei afirmații cu faptul că nici rușii nu mai trimit soiuz în jurul Lunii și nici modulele Luna de aselenizare. Practic, cele două mari puteri au sistat brusc cercetarea Lunii. Motivul economic este pueril, mai ales din partea sovieticilor, aceștia fiind cei supărați pe americani că le-au luat-o înainte pe Lună și dornici oricând de revanșă. Ultima misiune pe Lună a fost în anii 80 și de atunci se pare că un singur mare motiv ne ține departe de satelit, și anume interdicția extratereștrilor. Încheiem cu unele mărturii destul de interesante ale celor care au fost acolo
tau care au studiat acest fenomen. În drum spre lună, în timpul misiunii Apollo, am observat prin hubloul navei o lumină ce părea să circule paralel cu noi. În mod sigur, era o navă necunoscută, un OZN, a declarat Buzz Aldrin, declarație retrasă mult mai târziu. Observațiile extraordinare au nevoie de dovezi extraordinare, scria și cunoscutul astronom și fizician Carl Sagan. Tot Buzz Aldrin, unul dintre puținii oameni care au călătorit în spațiu, spunea că s-ar putea să existe extratereștri în galaxia noastră. Sunt miliarde de alte galaxii oricum, deci posibilitatea existenței unor alte forme de viață este aproape sigură. Iar James Stewart, un inginer ufolog, este de părere că pe Lună, mai cu precizie în interiorul ei, cu siguranță se află o bază extraterestră. Nu știm dacă este folosită încă, dar sunt convins că da. Nu știm când și dacă vom afla care este adevărul. Cert este că semnele de întrebare persistă. Mă opresc aici. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să dați un like și, dacă doriți, puteți lăsa și un comentariu. Vă aștept și data viitoare. Pe curând!